Vopsitoria lui Tom. Dar de ce faci asta, micule Jerry? E 1 aprilie, ziua păcălelilor, nu? Sper că e doar apa acolo. Chiar este apă, Amber. Nu te îngrijora. Un corn? Știu că e ziua păcălelilor. Dar asta a fost puțin răutăcios, micule Jerry. Dar unde mergi, Carl? Vrei să-i faci o farsă lui Jerry? Și ce vrei să faci? O farsă Batman? Foarte interesant. Bună, Tom! Carl vrea să arate ca Batman din nou. Îl poți ajuta? Ca să-ți protejezi ochii. Cu ce culoare începem? Oh, gri! Ce urmează? Galben, în regulă. Frumoasă centură, Tom! Ia te uite, Carl! Arată fantastic! Cine ești? Batman, așa e! Mulțumim pentru ajutor, Tom! Nu ai terminat? Ai câteva instrumente de Batman pentru Carl, adică pentru Batman! Mulțumim pentru ajutor, Tom! Așa e, micule Jerry. E Batman. Batman a auzit că le faci farse celorlalți. E în regulă să faci câteva glume de ziua păcălelilor. Dar să nu fii prea răutăcios. Bine, micule Jerry?
Nu știu dacă chiar a fost Batman adevărat. Tu ce crezi? Poate nu vom afla niciodată. Bună, Rocky! Ce s-a întâmplat? Adică vrei să fii om de zăpadă ca să te încadrezi mai bine în peisajul de Crăciun? Rocky, Sam zice că el te-ar putea ajuta să devii un om de zăpadă împroșcându-te cu zăpadă de la plugul lui. Minunat! Să încercăm! Of, Doamne! Rocky, mai bine te-ai duce la vopsitoria lui Tomansky. Sunt sigur că te poate ajuta. Bună, Tom și micule Tom! E un brad de Crăciun minunat! Ascultați, racheta Rocky are nevoie de ajutor. Vrea să fie un om de zăpadă. Oh, uite că vine! Bună, Rocky! Pregătește-te să devii un om de zăpadă adevărat! De unde începem, Tom? De la corp! Micule Tom, cred că tatăl tău ar avea nevoie de puțin ajutor. Haide să le punem. E perfect, nu crezi, Rocky? Of, Doamne, lui Rocky este frig. Micule Tom, poți găsi ceva să-l ajuți? E mai bine. Ce urmează, Tom? Brațe, bineînțeles. Micule Tom, ce ai acolo? Ce drăguț, micule Tom! Mai multe detalii, nu? Rocky, deja arăți a om de zăpadă! E aproape gata, dar Tom are o surpriză specială pentru tine mai întâi. Așa este, Tom. Trebuie să-i vopsim picioarele în alb de asemenea.
Se pare că micul Tom mai are o idee. Rocky, Tom spune că au terminat. Ești oficial un om de zăpadă. Mulțumim mult, Tom și micule Tom. Ați făcut o treabă excelentă. Cred că ai dreptate, Sam. E chiar mai bine decât un om de zăpadă adevărat. La revedere tuturor și Crăciun fericit! Ne vedem în curând! Vopsitoria lui Tom. Trenulețul Troy e într-o formă foarte bună astăzi. Hei, Troy! Oare de ce ești așa de vesel? Tocmai ai fost la mare? Wow! Și unde mergi acum? Wow, ce zi distractivă! Mai întâi ai fost la plajă, iar acum vine Tom cu vopselele la tine? Norocosule! Salutare, Tom! Alegi vopsele pentru transformarea lui Troy? Nu știi în ce să-l transformi? Poate îl transformi într-o creatură marină? Tocmai ce s-a întors de la mare. Tom, ești sigur că de asta ai nevoie? Da, pare să fie mult mai bună. Bună idee! Vei putea picta și câteva detalii dacă vei lua cu tine și vopsea neagră. Poate ar trebui să iei o pensulă mare și o pensulă mică, în caz că e nevoie. Bun, asta e tot? Bineînțeles, cutia cu sticăre. Ce e acolo? Înotătoare! Îl transformi pe Troi într-un rechin? Tom o să te transforme într-un rechin, Troy! Uite, are chiar și nas de rechin! Tom vrea să te întorci pe platformă ca să te poată da cu această culoare de bază.
Poți deschide ochii acum, Troy. Următoarea culoare este doar pentru burtă. Acum câteva detalii. Ce sunt acelea, Tom? Oh, sunt branhiile. Așa respiră rechinii și alți pești, Troy. Știai asta? Și acum, Tom o să-ți facă câteva însemne speciale. Areți extraordinar, Troy, dar lipsește ceva. Tom are dreptate, ai nevoie de înotătoare de rechin. Mult mai bine. Arăți incredibil, Troy. Cred că vrei să mergi acum și să arăți noul tău look, nu-i așa? Sună distractiv, Tom. Troy vrea să meargă înapoi la plajă. Ți-ar plăcea să mergi și tu? Ai dreptate. Aveți nevoie de niște ochelari de soare, băieți. Să aveți o zi excelentă, băieți! Să stați la umbră! Ne vedem data viitoare!